O bună parte din viața mea au însemnat scrisori și, mă rog, tematic vorbind, cred că cele mai multe au fost din armată, scrise către părinții mei și prietena mea, și primeam mai rar scrisori, dar mai des scriam eu. Drept urmare, când le recitesc, este un sentiment foarte straniu și interesant, pentru că îmi dau seama cât de multe lucruri s-au schimbat în viața pe care o trăiesc citindu-le, pe cele de atunci. Înseamnă un adevăr pe care mi-l pot asuma și care rămâne în ochii fetei pe care o iubesc și atunci când va fi singură sau va dori să aibă o altă viață. Asta se întâmplă în adolescență, atenție. E de preferat. Păi dacă vrei ca cineva să se îndrăgostească de tine și să ai o șansă în viața asta, să simți cum un roi de fluturi te înconjoară, ai nevoie de scrisori, dar trebuie să le scrii în cuvintele pe care degetele le alege și mintea le gândește, nu altfel. Primul zâmbet pe care l-aș vedea într-o dimineață și tare mult îl aștept, sincer vă spun.